Asta înseamnă, de fapt, cancel culture. O ajuns cancel culture în Moldova. Știi lumea ce înseamnă asta și cum e dus asta până la capăt? Noi am hotărât să luăm legătura cu Dumitru Talmazan, care din când în când vine la noi în emisiune să ne explice și să ne tălmăcească niște fenomene. Salutare, Dumitru! Noroc! Bună ziua, seara bună, noroace! În primul rând, și cum se scrie asta, cancel culture, în general? Trebuie noi să cunoaștem această noțiune. Se scrie ca cultura denunțării. Aha. Vezi că în română mi se pare mult mai potrivită denumirea. E mult mai... În engleză, gata, e categorică, e cancel. Tu nu mai ești. Dar aici tu denunți, nu cunoști care sunt urmările. Pentru că mai există și verbul a anula, cancel. Cultura anulării, da. Dumitru, a ajuns cancel culture în Moldova săptămâna aceasta. Cine a demonstrat ea nouă? Vă știți, eu am văzut începutul emisiunii voastre și început așa frumos cu un cover extraordinar și finalul ne-a plăcut mai mult pentru că cumva noi trebuie să luăm în considerație că se întâmplă foarte multe fenomene în viața noastră și noi nu știm că ele se numesc așa, asta cum spune vă, pierbăh. Am auzit azi, în săptămâna asta am auzit în contextul ăsta o exprimare că probabil anumite acțiuni pe care le făcea Alla Pugaciova pe timpul ei, ea nici nu-și dă de seama că oamenii făceau cancel culture în adresa ei pentru că nu era internetul. Respectiv, foarte multe fenomene azi prind formulări, dar eu aș vrea să spun că Moldova, eu nu simt că într-adevăr este conștientizat și este practicat corect cancel culture. Ea explică? Nu, uite, a fost vreodată vreun caz de denunțare a cuiva care a pierdut un job, un contract de muncă? Noi dacă, haideți să luăm de la începuturi, că cultura asta denunțării nu vine de la Sărata Galbenă, de acolo vin numai eu. Noi putem să observăm în cultura internațională, cred că toți știu cazul cu Cartașnei Domic, da? Cu House of Kevin Cards. Spacey. House of Cards, da? Unde este, probabil, în ultima perioadă este cel mai gălăgios și mare, spune așa, cancel culture. A fost tare interesant situație cu Johnny Depp. El și-a pierdut job-ul, el a pierdut contracte. De curând a câștigat, spune așa, acolo a fost că el își bate soția. Și din cauza asta a fost publicul l-a hăituit tare jostcă. În cazul lui Kevin Spacey erau niște acuzații de abuz sexual și erau vreo 15 acuzatori. Kevin Spacey a pierdut rolul din House of Cards, care era un rol extrem de important pentru cariera lui. Și ca ulterior, în acest an, noi să aflăm că toate acuzațiile împotriva lui Kevin Spacey au fost oarecum... Da. Invalidate. Nu știu exact cum se cheamă juridic, dar da, până la ultima instanță. Dar ceea ce a avut de pierdut omul nu mai poate fi recuperat. Da, deci noi nu putem spune că în Moldova cumva e ca chiar așa de serios tot se întâmplă. Eu mai mult chiar aș vrea să propun și voi să vă expuneți cum simțiți voi acest fenomen, el cât de tare poate fi diferențiat dintre părerea omului subiectivă, dintre poziția lui de a hăitui pe cineva, dintre noul și vestitul fenomen în Moldova deja s-a infiltrat, asta e bullying-ul, sau cancel culture. E că este diferență, pentru că ce am observat eu este că o leacă oamenii, chiar și unii cei care au renunțat, inclusiv situația care voi spuneți că nu e unica situație în Moldova de scandal așa mai specific este că unii mai mult au făcut așa un fel de exprimare negativă decât cancel culture. Pentru că asta presupune că eu spun, Andrușa e ca așa maladeț. Și pe urmă Andrușa face ceva, dar nu numai eu, asta e o mulțime mare, da. Trebuie să aprecieze o personalitate. Sau chiar îmi dai un titlu, îmi dai un premiu. Da, nu, eu îți dau un credit de statut. Eu te poziționez ca superstar, da? Sau ca om influent. Și după care tu, cu anumite acțiuni pe care tu le-ai făcut, sau anumite expuneri, sau anumite atitudine, ai făcut incorrect. De ce noi tăți, spunem Andrușa, noi te-am făcut, noi așa știi. Respectiv, noi facem cancel culture, noi îți scoatem dreptul de supereroul și tu ai de pierdut și imagine, și bani, și timp, și restul. Deci e ca ultimul caz care vă îl spuneți la mine un pic prin perspectivă iarăși, pentru că poziția mea este aici mai mult ca PR marketing decât ca om cetățean simplu. Respectiv este mai mult, noi ce am trebuit să facem cancel în ultima exprimare la voi? Să-i facem cancel lui Rodica, lui VIP Magazin sau lui Voronin?
Pentru că, cum Rodica și scuze și tu spui Rodica, dar până nici tibie ta, noi vedem că Rodica e o solidare serios din acțiunile ei, ca reprezentant a brandului. Deci un pic la noi parcă nu se respectă anumite limite, dar logica începe să trezească și oamenii încep să vadă că anumite acțiuni nu sunt ok. Dacă a fost faza cu, din exemplu, încă dacă se facem cu Moldova, nu doar America, Alex Ciordache, dacă țineți minte cazul. Da, da. Dacă țineți minte cazul Hazard. Dar scuze-mă, eu trebuie să explic. Alex Ciordache este fotograful care avea un proiect cu oameni dezgoliți pe fundul unui covor și în una dintre fotografii apare o mamă destul de dezgolită cu copilul său minor destul de dezgoliți. Alex consideră că asta este ok, asta este artă. O bună parte din public, iarăși, vă rog, nu generalizați când spuneți toată lumea. Noi n-aveți cum să știți asta. Facebook-ul tare ușor ne dăruiește această senzație. Într-adevăr, social media ne dă senzația că dacă ne-au scris 10 oameni, asta înseamnă toată lumea. O parte din oameni au considerat că ce a făcut Alex Ciordache este aproape de perpetuarea pe pornografie juvenile. Da. Și iată, atunci se ridicase un val foarte mare împotriva lui Alex. Ce a fost atunci de fapt, Dumitru? A fost un fel de cancel culture? Da, da, asta a fost un manifest inconștient de cancel culture, adică o expunere de grup, a fost o mobilizare foarte mare și eu aș vrea aici să menționez că când omul nimerește în așa situație, el are trei căi, să tacă, să vorbească, să atace. Da? Respectiv, foarte puțin reușesc să răspundă obiectiv și să spună, sărean, n-am știut, mă informez și revin. Și aici, probabil, mai mulți din cei care ne privesc au auzit, dar dacă nu informați-vă despre cazul lui Regina, când ea a zis că... Regina Tudorienko, vedetă din Rusia, da? Aștept de la aștept de bea nebili, da? Ceva din seria asta. Și ea, după asta, a făcut un video de 1 milion de ruble și a făcut și o donație și a făcut un studiu de caz și foarte... departamentul lor de PR a lucrat foarte bine, că ea spune că eu, ea începe cu cuvintele ceva din seria, că eu toată săptămâna am discutat cu psihologi, avocați, și eu nu știem și eu vorghesc. Adică e un fel să spune guys, eu am fost ea neprava, da? Respectiv Alex Ciordache fix așa, Alex a spus eu nu-mi dădeam seama că acțiunile mele sunt despre asta, el tot a revenit cu un soi de poziție, mai puțin fac asta, corect, dar asta este ca instrument de marketing, apropo, asta este un jump foarte interesant. Tu fiind atacat de, și cancelluit, da, adică tu poți încă și dacă corect ești din asta, să ieși ca un supererou care spune ok, eu n-am știut, dar mai departe voi trăi mai interesant. Dimensionat, v-ați spus că nu tăți creeți sau nu tăți așa social media, desigur că aici, mai ales dacă mai conectezi și firma de bots, poți face un cancel culture tare interesant. Ex-președintele Statelor Unite, Barack Obama, el și-a exprimat chiar și un fel de îngrijorarea că rețelele de socializare au o influență un pic negativă asupra fenomenului cancel culture. Pentru că el zice că oamenii cumva sunt prea răi, dacă așa... Instrumentele social media te ajută foarte repede să tragi o concluzie și în 15 secunde să înțelegi că ăsta e rău citind un titlu de știre. Fără parcurge subiect. Probabil asta era o întrebare, o nedumerire de-a mea personală, chiar că eu eram o voce, sau mai sunt o voce în cazul ăsta cu VIP Magazin și Voronin, sunt voce care văd bine în fapt cu oamenii denunță ce a făcut VIP-ul, văd bine în artiștii și oamenii care au primit premiu și renunță la premiu, eu văd un pas bun în asta. Dar cum nu cădem în capcana în care turnăm zoaiul, vrem să mă omorâm omul, înțelegi? Și nu-i mai dăm a doua șansă. Eu țin minte în cazul fotografului Alex Ciordache, zic, stai o leacă, eu, de exemplu, pe Alex nu-l cunosc în toată viața lui și zic că am văzut prima dată doar această postare. Să nu admit eu că el putea odată scal și strâmb să vreau eu amu, să-l tai, să-l dișgheoche ca așa pe loc, să-l distrug. Dă-i voie o șansă, știi, să iasă la rampă să spună, dar poate o gănit omul și dacă se recunoască, dacă recunoaște că vrea să asculte și alte păreri, superb. În cazul politicienilor, ne sper că e mai grav, că aici unicul mecanism de cancel sunt alegerile. Tu nu poți. În continuare, în Republica Moldova, opinia publică nu a demonstrat ce e și demonstrează în vest. Tu vezi canadieni dându-și demisia, francuzi, irlandezi dându-și demisia, nu că le expiră termenul.
dar când opinia publică se înșerbânt. La noi se înșerbântă cât s-a înșerbânta. El are 60.000 de euro pentru o nouă mașină și nu-l atinge asta. Dumitru, dar eu vreau să te întreb, iată, Rodica Cioranică, de exemplu, a venit cu o reacție. Dar dacă ea avea, da, de exemplu, să comunici cu tine, un om care te percepe o leacă în marketing, tu ce ai fi sugerat, de fapt? Noi am văzut reacția ei, ea, au zis, ea nu numai a zis că a, ați renunțat, nu doar renunțați pe Facebook, dar aduceți premiile înapoi la redacție. Adică, Emilian o leacă mai grios. Nu a zis... Admit că poate aveți dreptate. Omul ăsta, într-adevăr, a lăsat o amprentă negativă asupra istoriei și lucrurile de astăzi sunt și o parte din meritul lui. Cum îți pare managementul ei de criză și cum ai fi intervenit tu? Eu aș spune următorul lucru, că, pe de o parte, noi simțim în textul Rodicăi un pic de emoție, pentru că ea a avut, o scris asta după ce cred că o citit, tot hate-ul care a venit în adresa ei. Pe de altă parte, ceea ce mi-a plăcut mie la ea, că ea... Și aici eu aș interveni ca un fel de, de acord cu părerea ei. Uite, sunt niște cifre. Dacă vreți să contestați legal această decizie, n-aveți decât să o faceți. Și aici cancel culture n-are nicio treabă. Gen, băieți, dacă vă spare că acest concurs, care este unul privat, da, adică asta este o organizație, un SRL, organizează un concurs, au pus un link, au votat 380.000 de oameni și vreți, eu mă, să zic, Sorean, mie nu-mi place Andrei Bolocan, nu-l chemăm la mine la emisiune? Adică, în sensul ăsta, aici i-aș da dreptate. Pe de altă parte, cu siguranță, noi înțelegem contextul că o leacă miroasă la nivel de foarte, e foarte vizibil tot momentul ăsta. Și în contextul ăsta și reacția oamenilor poate fi înțeleasă. Adică mie mi-a plăcut, pe de parte, eu am privit partea de Andrei care a făcut un studiu, life-ul, dar ai citat anumite sesiuni, ai văzut, ai făcut legătură. Foarte puțin din cei care au renunțat la premiu, eu probabil ei au înțeles, eu văzut că toți renunță, eu am două soluții, să știu cu așa care nu au renunțat sau să știu cu aceștia care au renunțat. Respectiv, depinde și ne-au renunțat, tac și ne-au renunțat. Aici, nu, acolo care era firul roșu pentru tine pe care poate oamenii nu l-au prins? Nu, crezi că eu de-am la ora asta cam așa, da? Am sărit. firul roșu era că, pe de o parte, ca să te exprimi, tu spuneai, eu, marginea, dacă se vede, e sau nu, tu ai făcut o legătură cu interviurile care au fost, cu toată presa care a fost și ea ca cu nuna era premiul lui Rodica. Pe de altă parte, Rodica spune că, uite, eu înțeleg că e politic un fel de, dar este cifre. Respectiv, eu ca un, dacă aș fi PR-ul Rodicăi, eu aș scoate un pic partea emoțională, aș lucra un pic la text nu atât de personalizat, și aș menține, probabil, în prima instanță, partea de business to business, pentru că aici asta este premiul din partea unei organizații, nu din partea lui Rodica Cioranică, chiar dacă toți asociază cu ea. Deci aici eu aș, totuși, m-aș întreba dacă noi suntem contra acestui premiu, atunci să facem o petiție și să închidem premiul ăsta, dacă noi vrem cancel culture. Asta ar însemna un adevărat cancel culture. Nu știu, eu cred că cifrele într-adevăr sunt un argument bun, dar cel mai important... Greu de crezut, 375. Dar cel mai important argument în toată situația asta este, dar cine a decis că omul ăsta în general să apară în această categorie? Redacția? Redacția a decis. Înseamnă că pretenția trebuie să fie față de redacție, care în general au admis în această categorie un om ca Vladimir Voronin, și asta înseamnă că această redacție se asociază cu valorile pe care le propagă Vladimir Voronin. Da, eu înțeleg firul, dacă să iei așa apă curată, da, să iei apă curată. Noi putem să vedem în istoria fiecărui om care face ceva, că întâmplător sau intenționat, pe dânsul o legat cu ceva. Da? Adică, respectiv, aici e o chestie care, dacă noi am pornit de la întrebarea, asta e cancel culture sau nu, eu totuși m-aș marginaliza cel puțin la nivelul de noi ca oameni, din motiv că avem dreptul de expunere ca platformă social media, înainte de expunere, trebuie să facem un studiu, să ne informăm,
să nu atacăm persoana, putem să atacăm sau să ne spunem părerea vis-a-vis de acțiunile care au fost făcute și să venim cu argumente și o spui, ia că asta e părerea mea, de ce eu și-am făcut, Andrei, legătura cu tine? Și ai zis, băieți, că eu m-am uitat, sunt trei interviuri, eu uitați-vă primul, doilea, treilea, aici Voronin, Vorghești, mai departe artiștii noștri, dar titlul stă Voronin omul anului, da? Teoretic, Rodica poate spui, dacă e de dâns, să spune, băieți, dar până eu am făcut redacția, da? Adică eu vorgem, eu nici nu știem, ca la început ce se pare că poate, și ca la început poate spui, pățan, dacă și ocazie voi lăsați titlul Voronin când eu vorghesc, da? Adică el ar putea să intervină. Deci aici vine momentul că trebuie să facem un research, să înțelegem că oamenii, pe de o parte, pot greși, trebuie să suporte consecințe legale, dacă este, și dacă noi credem că acest om, care noi am dat un credit de încredere, fie este Talmazan, Nat, Andrei sau Rodica sau Voronin, nu mai merită atenția noastră cum a fost cu Roșca. Da? Cu el o adus studență și din România vine la palatcă să doarmă și pe urmă el a dezamăgit și studență gata, nu-i mai dau credit din credere. Să-i luăm creditul din credere premiului, să luăm creditul din credere lui Voronin și să baicotăm branding-ul și spunem Voronin, te dau un vernuț pentru că alături de Botgros și restul tu nu meriți fi. Asta ar fi un fel de proces corect. Dus până la capăt. Dus până la capăt. Da. Așadar, noi nu putem vorbi despre un adevărat cancel culture dus până la capăt, dar putem, din discuția de astăzi, să înțelegem ce ar fi însemnat un adevărat cancel culture. Iată, petiție, solicitarea lui Voronin de a renunța la premiu și așa mai departe. Dumitru Talmazan a fost cu noi. Dumitru, mulțumim mult pentru răbdarea de a sta până la această oră. Eu tare sper că după asta Dumitru n-a să aibă cancel culture pentru că el nu-i vestit și nu riscă. Așa ești așa un maestru, Dumitru, să rămâi prieten cu toată lumea, chiar dacă le spui lucrurilor pe nume. Mersi! Hai, noroc. Ne mai auzim, ne mai vedem. Cazuri de genul ăsta au fost, sunt și vor mai fi și este de dorit ca fiecare dintre noi să evolueze în capacitatea sa de a exprima reacții rapide, pline de afect, cu mizerii, cu atacuri la persoană. Și poate, dacă nu cumva, înainte de a ajunge să facem parte dintr-un cancel culture a altui fenomen, întâi să ajungem în primul rând noi să-l înțelegem în interiorul nostru și să-l conștientizăm și să facem ca lucrurile să fie făcute nu doar de zarvă, dar cu adevărat consistent dus până la capăt. Da, hai să recunoaștem că eu alea că e greu de rămas empatic cu o femeie inteligentă, frumoasă precum Rodica Cioranică, atunci când e atât de vădit, nu recunoaște contextul electoral și tot ce s-a întâmplat. Dar tu crezi cum că poate o femeie inteligentă, frumoasă, de atâția ani în vipuri, învârtindu-se, să nu înțeleagă că în luna mai e perioada preelectorală, să nu înțeleagă cum va fi folosit acest instrument și să spună că niciodată nu sunt în cu vorbă. N-are absolut asta Andrei, nicio legătură. Dar cum poate o dita mai rețea de haine, de magazine de haine, de second hand, să facă dita mai petreceri în plină pandemie și să nu se sensibilizeze de impactul care îl are invitând atâția influenceri care promovează magazinul și după aia sute de oameni stau în coadă și se îmbulzesc. Dacă eu am pus mesnoi salat, dar tu ai pus hai și vinigretă. Eu pur și simplu cred că tu vrei să apelezi la sensibilitatea oamenilor atunci când ei nu vor, nu pot să o manifeste, dar da, e ca și un flăgușor de stare. Op, stai că ăsta e bred, ăsta e minciună. Stai, Iuleac, omul ăsta e toarnă minciună. El e destul de nesincer. Nu e autentic. What? Și-a spus, trebuie de filtrat bazarul. Haideți să învățăm. În fiecare zi să învățăm, să devenim tot mai inteligenți, tot mai pricepuți, tot mai consistenți și cu siguranță să lăsăm loc mereu de, dacă eu greșesc, dar dacă eu, de fapt, fac pur și simplu o leacă de zarvă acum, dar eu nu schimb lucrurile în realitate. Ceva mă face să cred că aceste reacții care au fost expuse pe Facebook, ele nu vor trece neobservate. Da, ceva mă face să cred că dacă anul viitor oamenii din nou vor începe să vorbească despre top, pentru că ne place el nou sau nu, dar despre top în fiecare an cineva are ceva de spus, ceva mă face să cred că la următoarea ediție lucrurile s-ar putea să arate altfel. Dacă da, înseamnă că acest demers n-a fost unul zadar. Dacă însă demersul ăsta se limitează doar renunț la premiu, dar nimeni nu zice, băi, dar hai ca să facem o petiție sau să ne adresăm cu o scrisoare colectivă, să cerem revistei care este o entitate privată, să nu mai facă ceea ce face. Atunci, da, toată zarva asta se pare că nu va da mari rezultate. Până atunci, unicul instrument e pe 11 iulie. E că este un adevărat cancel culture. Și până atunci mai uiți și scrii pe internet, până atunci poate să mai stângi o leacă din dor, știi? Poate să mai pară un șașlăcioc, poate până atunci.